Ce formă legală merită mai mult în 2023? PFA sau SRL? Videoul acesta este super relevant pentru tine dacă predai muzică sau vrei să predai muzică în particular. Dacă ești muzician, dacă ești orice alt fel de profesor sau freelancer, sigur că te va ajuta și în aceste situații. În 2023 s-au produs niște schimbări fiscale care au schimbat un pic situația pentru liberi profesioniști și antreprenori, dar în acest video eu o să-ți clarific fiecare lucru, o să-ți clarific care este cea mai bună formă legală, o să-ți arăt și cifrele ca să te lămurești singur și vreau să fie foarte clar până la sfârșit tot. Alt lucru interesant pe care îl vom discuta este, oare merită pensia de la stat? Fac asta pentru că pe mine, când am început cu antreprenoriatul, m-a bătut foarte rău partea asta legală și contabilicească și vreau să-ți fie ție mai ușor la început de drum decât mi-a fost mie, pentru că mie nu mi-a zis nimeni aceste lucruri. Vom compara ce taxe trebuie să plătești statului din fiecare tip de formă legală, da? PFA, SRL fără angajat și SRL cu angajat, pentru două variante diferite de venit brut anual. Venitul brut anual este cât încasezi tu în total într-un an. Vom face pentru 90.000 de lei pe an, care înseamnă 1.500 de euro pe lună, și vom face pentru 120.000 de lei pe an, care înseamnă 2.000 de euro pe lună. Hai să vedem în primul rând la PFA, adică persoană fizică autorizată. La PFA ai de plătit în primul rând 10% din venit, dar aici formula este un pic mai complexă. Mai exact, ai de plătit 10% din venitul net, adică ce-ți rămâne după cheltuielile deductibile, explicăm imediat ce înseamnă și asta, minus contribuția de asigurări sociale, adică contribuția la pensie. Apoi, ai de plătit acest CAS, contribuția de asigurări sociale, adică contribuția la pensie, care la PFA este 25% din două salarii minime anuale sau 24 de salarii minime lunare, adică 25% din 72.000 de lei. Apoi ai de plătit CASS-ul, adică contribuția la sănătate. Asta este 10% din două salarii minime anuale sau 24 de salarii minime lunare, adică 10% din 72.000 de lei. Acum, ca să facem un calcul, să presupunem că ai niște cheltuieli deductibile de 5.000 de lei pe an, adică niște cheltuieli deductibile mici. Apropo, cheltuielile deductibile sunt orice cheltuieli pe care le poți justifica pentru buna funcționare a PFA-ului sau a firmei tale, da? Orice lucruri pe care le poți trece pe firmă, cum ar fi electronice, laptopuri, telefoane, papetărie, aplicații, software de care ai nevoie, mașini și chiar și benzină. Ele se vor scade din taxele tale indiferent că ai PFA sau SRL, dar o să vezi că într-un mod diferit. Acum hai să închidem paranteza asta cu cheltuielile deductibile și să revenim la calcul. Calculul la PFA arată cam așa. 90.000 de lei, adică venitul brut anual, minus 10%, adică acel impozit pe venit, ori, deschidem paranteza, 90.000 de lei, care este venitul brut anual, după cum am zis, minus 5.000, care sunt cheltuielile deductibile, minus 18.000 de lei, care este contribuția la pensie. Deci noi vom plăti 10% din 90.000 minus 5.000 minus 18.000. Închidem paranteza, apoi avem minus 18.000, care este contribuția la pensie, și minus 7.200, care este contribuția la sănătate. Și ne mai rămân în total 58.100 de lei. 58.100 de lei sunt banii cu care tu rămâi în mână la final de an. Asta înseamnă că ai dat 35,5% pe taxe în această formă legală. Hai să ne uităm acum la SRL fără angajat, adică ai o firmă, dar nu ai niciun angajat în acea firmă. Ai de plătit 16% impozit pe profit. Profitul la firmă este exact ca venitul net la PFA, adică scazi din venitul brut, din câți bani îți intră în firmă, cheltuielile deductibile, salarii, taxe și așa mai departe. Apoi ai de plătit 8% impozit pe dividende. Dividendele sunt ce scoți tu din firmă ca patron al firmei, da? După ce ai plătit toate cheltuielile deductibile, salarii și așa mai departe. Practic cu ce rămâi tu ca și acționar al firmei. Și în situația asta în care nu ești angajat în propria ta firmă, este necesar să plătești și contribuția la sănătate. Doar că în acest caz, contribuția la sănătate, adică CASS-ul, va fi 10% dintr-un singur salariu anual minim sau 12 salarii minime lunare. Adică 10% din 36.000 de lei. Deci în cazul ăsta vezi deja că este mai bine decât la PFA. Aici calculul arată cam așa. Ai 90.000 de lei, care este venitul brut, minus 16%,
Ori, deschidem paranteza, 90.000 de lei care e venitul brut minus 5.000 de lei care sunt cheltuielile deductibile, închidem paranteza, asta este impozitul pe profit, da? Minus 8% care este impozitul pe dividende, ori deschidem paranteza 90.000 minus 5.000 care este iarăși profitul și la final minus 3.600 care este contribuția la sănătate. În total aici rămâi cu 66.000 de lei care sunt banii cu care tu rămâi în mână la finalul anului. Asta înseamnă că aici ai dat doar 26,7% pe taxe, mult mai puțin decât la PFA. La SRL cu un angajat, adică atunci când te angajezi tu în propria firmă, ai de plătit 1% impozit pe venit brut, adică 1% din 90.000, 8% dividende, la fel ca la varianta anterioară, și 45% dintr-un salariu minim anual. Ăsta va fi practic salariul pe care ți-l vei oferi tu singur pe lângă dividendele pe care le scoți din firmă. Adică aici vei avea 45% din 36.000 de lei. Aici calculul arată cam așa. 90.000, adică venitul brut, minus 900, adică 1% din venitul brut, care este impozitul pe venit, minus 8% ori deschidem paranteza 90.000 minus 5.000, care este impozitul pe dividende, minus 16.200, care este 45% din salariul tău, adică taxele pe salariu. Și aici rămânem cu 66.100 de lei. La fel și aici, 66.100 de lei sunt banii cu care tu rămâi în mână la final de an, la SRL cu un angajat. Asta înseamnă că ai dat 26,6% pe tax. Gândește-te că în situația asta ai rămas cu 8.000 de lei pe an în plus față de PFA și cu 100 de lei în plus față de SRL fără angajat. Dacă practic pui mai multe cheltuieli pe firmă, ceea ce îți recomand să faci dacă ele sunt justificate, și mărim aceste cheltuieli deductibile, o să vezi că se reduc costurile la toate trei formele, dar cel mai mult la SRL fără angajat. De exemplu, dacă punem cheltuieli deductibile de 17.000 de lei pe an, vei rămâne cu 59.300 la PFA, adică dai 34,2% pe taxe. Vei rămâne cu 68.880 la SRL fără angajat, adică dai 23,5% pe taxe și vei rămâne cu 67.060 de lei la SRL cu angajat. Asta înseamnă că vei da 25,5% pe taxe. Dar ce e interesant este că dacă îți mărești venitul la 120.000 de lei pe an, adică 2.000 de euro pe lună, situația devine mult mai convenabilă pentru SRL cu angajat. La un venit de 120.000 de lei pe an cu deductibile de 5.000 de lei pe an, rămânem cu 85.100 în buzunar la PFA, asta înseamnă că plătim 29,1% pe taxe, 88.000 în buzunar la SRL fără angajat, asta înseamnă că plătim 26% pe taxe, și 93.400 în buzunar la SRL cu angajat, asta înseamnă că plătim doar 22,2% pe taxe. Și aici o să vezi iarăși că dacă mărim deductibilele la 17.000 de lei pe an, rămânem cu 86.300 la PFA, adică plătești 28,1% pe taxe, rămâi cu 91.680 la SRL fără angajat, adică plătești doar 23,5% pe taxe, și rămâi cu 94.360 de lei la SRL cu angajat, adică plătești 21,5% pe taxe. În concluzie, forma cu care merită cel mai mult și cu care ai cele mai mici costuri, de la un venit de 1.500 de euro pe lună în sus, adică 90.000 de lei pe an, este SRL cu un angajat. Asta înseamnă că te angajezi pe tine ca administrator în propria ta firmă cu salariu minim pe economie. Sub 90.000 de lei pe an merită mai mult SRL fără angajați. Apropo, am luat aceste marje de 1.500 de euro pe lună și 2.000 de euro pe lună pentru că cam în zona asta ajung oamenii, profesorii de muzică din comunitatea noastră Master Music Coach, după ce pun în aplicare strategia noastră. Dar hai să vedem ce costuri mai sunt pe lângă astea pentru fiecare formă legală pe care o poți avea. La PFA ai costurile de înființare, plus ai nevoie și de o diplomă de formator ca să poți să predai legal cu PFA. La SRL nu ai nevoie de această diplomă de formator legal. Dacă înființezi PFA-ul singur, te costă undeva la 60 de lei, dar ai mai multă bătaie de cap, bineînțeles. Dacă o înființezi cu un jurist, te costă undeva între 200 și 400 de lei. Iar cursul pentru diploma de formator este undeva pe la 600 de lei. La PFA îți vei face contabilitatea singur și va trebui să trimiți tu toate documentele la ANAF, ceea ce
îți scade o cheltuială, dar îți dă o muncă în plus, bineînțeles. La SRL avem de asemenea costurile de înființare și pe lângă asta mai avem costul lunar pentru contabil. Dacă îți înființezi singur SRL-ul, o să te coste undeva la 300-400 de lei, dar bineînțeles mai multă bătaie de cap că trebuie să te duci pe la organele statului, iar cu un jurist care să facă totul pentru tine, te costă undeva la 600 de lei. Un contabil, când ai firma la început și nu ai foarte multe facturi, nu ar trebui să te coste mai mult de 150 de lei pe lună. Chiar și dacă iei toate aceste costuri în considerare, ieși mult mai bine cu SRL. Dar, George, o să mă întrebi, banii aceia pe care la PFA îi trimitem la pensie, nu o să beneficiem de ei mai târziu la pensie? Mă întrebi. Așa ar fi logic, bineînțeles, doar că, vezi tu, pensiile sunt o schemă piramidală. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că tu, acum, cu banii pe care îi pui la pensie, plătești pensiile oamenilor care sunt acum la pensie, urmând ca peste 30-40 de ani, când ieși tu la pensie, oamenii care sunt atunci la pensie să-ți plătească ție pensia. Problema este că natalitatea scade, da? Crește îmbătrânirea populației și astfel vor fi mult mai puțini oameni care să îți plătească ție pensia decât sunt acum. Ce înseamnă chestia asta? Că vor fi mai puțin bani la pensie și îți vei da seama că banii pe care i-ai investit tu la pensie s-au evaporat și au rămas probabil mai puțin de jumătate din ei raportat și la inflația de atunci. Deci, cu alte cuvinte, este o țeapă, este cea mai proastă investiție pe care o poți face. Dar ce poți face mult mai bine cu acei 25% care se duc la pensie în cazul PFA? Păi, de exemplu, cea mai simplă și fără bătaie de cap investiție care îți aduce randament foarte bun pe termen lung este să investești la bursă în fonduri de indice mutual, cum este S&P 500. Asta recomandă, dacă nu vrei să ai bătăi de cap, este cea mai simplă formă de investiție la bursă. Pe lângă asta este foarte, foarte sigur, pentru că S&P 500 a crescut de-a lungul timpului în permanență. Bineînțeles că a avut momente când a mai scăzut, dar pe termen lung a crescut întotdeauna. Și ți asigură un randament, adică o creștere a banilor tăi de între 8 și 10% pe an. Astfel vei avea o pensie uriașă peste 30 de ani, comparativ cu banii pe care ai arunci la stat. Dacă zici, George, eu vreau totuși ceva pe care să pun mâna, ceva solid, iei banii acei 25%, îi pui deoparte și investești în imobiliare și ai de acolo o pensie, vei avea un venit pasiv la pensie, 3-4 apartamente, da, care îți aduc un venit pasiv din chirii. Dacă vrei ceva și mai sigur, poți cumpăra obligațiuni de stat și astea sunt mult mai bune decât pensia. Chiar și să-ți îngropi bani în grădină, cu toată inflația și devalorizarea care se va crea, care va fi uriașă, tot s-ar putea să valoreze mai mult banii aceia îngropați în grădină decât pensia ta de peste 30 de ani. Bineînțeles, nu-ți recomand să faci asta. Sper că videoul acesta ți-a făcut mult mai clare toate aceste calcule care pe mine mă speriau de groază acum 4 ani când eram mai la început cu antreprenoriat. Dă și tu un like și un subscribe la acest canal dacă ești profesor de muzică, de instrument, de canto, terapeut vocal sau orice lucru din zona aceasta sau dacă ești muzician, bineînțeles. Ciao, ciao!